Bine v-am regăsit la Conectat la România. Săptămâna de lucru de 4 zile sau săptămâna de lucru mai scurtă, un vis pentru cei mai mulți români, este un nou model de lucru, experimentat de mai multe companii din întreaga lume, care presupune rearanjarea timpului de muncă, fără ca salariile angajaților să fie reduse. Cei care l-au adoptat spun că a munci mai mult nu înseamnă neapărat a munci mai bine. Discutăm azi despre acest subiect cu Mihaela Ioniță, director de resurse umane la ING Bank România, care testează noul model de lucru în cadrul băncii. Bine ai venit, Mihaela! Bine v-am găsit, Laura, mă bucur să fim astăzi împreună. Mulțumim pentru prezență și te-aș ruga să ne spui în primul rând ce înseamnă pentru voi săptămâna de lucru redusă ca timp. Pentru noi, săptămâna de lucru redusă înseamnă, în fapt, o rearanjare a timpului de lucru. Și anume, muncești cu o oră în plus în fiecare zi, timp de 4 zile pe săptămână, și ai opțiunea de să-ți iei jumătate de zi a cincea zi sau, o dată la două săptămâni, o zi liberă. Și acest model de aranjare a timpului de lucru face parte dintr-un portofoliu de opțiuni flexibile pe care le oferim angajaților noștri. Știu că voi ați derulat și un chestionar printre cei care au testat deja acest nou model de lucru și care sunt rezultatele. Am testat acest model de lucru anul trecut, pentru mai bine de 8 luni și, într-adevăr, am aplicat un chestionar la începutul acestui an. Rezultatele sunt unele încurajatoare. 82% dintre colegii mei apreciază cu nota 5, pe o scală de la 1 la 5, că acest mod de lucru este unul preferat, iar 90% dintre manageri, de asemenea, sunt încântați de acest test pe care l-am făcut anul trecut și pe care l-am implementat începând de anul acesta. Ce ți-au spus oamenii care au testat deja acest model de lucru? Ce ți-au spus că fac cu timpul liber rămas? Pentru că bănuiesc că asta a influențat foarte mult echilibrul viață personală-muncă. Într-adevăr, majoritatea, citind comentariile lor, admit faptul că acum simt că au mai mult timp liber la dispoziție și reușesc să se organizeze mult mai bine, atât la serviciu, cât și acasă, cu timpul liber. Și, practic, acesta este principalul avantaj pe care ei l-au menționat și în chestionar. În momentul de față, situația cum arată la nivel de legislație? Pentru că știm, de exemplu, în Belgia a fost nevoie de o reglementare specifică pentru săptămâna de lucru de 4 zile. La noi, cum stau lucrurile? Noi, practic, am pilotat și am implementat acest mod de lucru în cadrul legislației în vigoare. Da? Deci ne-am folosit de ceea ce specifică legea și am rearanjat aceste ore de muncă respectând cu strictețe reglementările în vigoare. Te-aș întreba cum vezi efectele pandemiei asupra modului în care angajații și-au revăzut munca? Într-adevăr, pandemia poate a accelerat niște tendințe pe care deja le vedeam și înainte. În ING Bank, noi lucram în sistemul hibrid de la birou și de acasă încă dinainte de pandemie. Eram undeva la un 20% munca de acasă. În timpul pandemiei am ajuns peste 95%, iar acum suntem undeva la 80%, da? Muncă de oriunde din România versus munca de la birou. Avem o regulă pe care noi o numim 4 plus 1 sau 3 plus 1 și anume 3 zile oriunde, 3 sau 4 zile oriunde din România și o zi de la birou, zi care este decisă la nivel de echipă. Și într-adevăr, revenind la întrebarea ta, pandemia a accelerat aceste tendințe și da, le vedem foarte clar și în rândul colegilor noștri și în organizația noastră. Este oare un model care s-ar potrivi oricărui domeniu? Pentru că tu ai lucrat și în alte sectoare și cred că ți-ai format o idee. Spuneam la început că săptămâna de lucru redusă ca timp este un vis pentru mulți români. Într-adevăr, pe noi ne ajută specificul industriei. Noi, practic, avem implementat acest mod de lucru în sediul nostru central din București, unde angajăm peste 2500 de colegi. Și cred că secretele implementării sunt următoarele. În primul rând, trebuie să ai niște măsurători de productivitate clare și o claritate a așteptărilor pe care le ai de la fiecare membru al echipei în termen de rezultate.
astfel încât să poți corela productivitatea, da, rezultatele obținute în timpul de lucru agreat. Crezi că am putea să vedem un astfel de model implementat la nivel național sau măcar făcut ca program pilot, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie? Ar fi un lucru interesant de văzut. Ce pot să vă spun și cred că citim cu toții, cumva și pandemia ne-a împins pe noi, companiile și mediul de business, să ne reinventăm modul de lucru și sunt diferite variante pe care firmele le-au pilotat sau le-au implementat, dacă vă uitați, în multe industrii în România. Și Mihaela, pentru că am menționat despre exemplul Marii Britanii, am stat de vorbă cu Alex Peng de la 4-Day Week. Este o comunitate non-profit care susține această idee de săptămână de lucru de 4 zile. Este un ONG care a lucrat în ultimii 4 ani, 5 chiar, cu peste 200 de companii din întreaga lume, au testat deja acest mod de lucru, iar în Marea Britanie, între iunie și decembrie 2022, a fost derulat și un program pilot care a inclus 61 de companii și aproape 3.000 de angajați, iar rezultatele au arătat că angajații au fost mai puțin stresați și chiar veniturile companiilor au crescut. Dar hai să urmărim ce ne-a spus Alex în următorul material. Workers report feeling better about their work. It for them has greater satisfaction and sort of meaning. They also report having better work-life balance, being able to spend more time with families, even having a little more time every day to sleep a bit longer. And as a consequence, things like sick days have gone down by roughly 60% or so, which means that the 4-day week is delivering benefits for people, for companies, and or for families and society as a whole. Why are some companies still avoiding them? There are lots of industries in which long hours have been the norm for a very long time, and sort of overwork has just been seen as a kind of occupational hazard. Iar dacă ne uităm la rezultatele pe care le-au obținut cei care au derulat acest proiect în Marea Britanie, cei care au cercetat programul, și vorbim aici despre două instituții de prestigiu, despre Boston College și Universitatea din Cambridge, iată, 54% dintre angajați spun că și-au găsit mai ușor un echilibru între viața personală și profesie și, de asemenea, s-a văzut și o creștere a veniturilor companiilor care au participat la acest program. Pe de altă parte, Mihaela, suntem în România, vorbim totuși despre culturi diferite, culturi organizaționale diferite și am fost interesați să vedem și care sunt percepțiile pe care le au angajații vis-a-vis de săptămâna de lucru de 4 zile versus concepția pe care o au companiile, iar cei de la Best Jobs au derulat un sondaj în acest sens și vedem că, surprinzător sau nu, există o diferență mare între ceea ce își doresc angajații și ceea ce își doresc angajatorii. Și pentru asta te invit să urmărim ce ne-a spus Ana Vișian de la Best Jobs. Este foarte interesant faptul că sunt două păreri diferite în ceea ce privește atitudinea față de săptămâna de 4 zile de muncă. Pe de o parte, candidații care și angajații care își doresc lucrul acesta pentru că vine cu o zi în plus în care, pe care și-o pot dedica vieții personale. Acel life balance pe care ni-l dorim cu toții. Să rezolve lucruri administrative, hobby-uri, să învețe, familie și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, vine perspectiva angajatorilor care încă nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Implică, pe de o parte, reorganizare, costuri, analiză mai atentă a business-ului. Unele business-uri poate nici nu se pretează pentru un astfel de program al angajaților. Și aici, spre exemplu, poate să fie producție, unde oricum se lucrează în ture sau relații cu clienții, unde la fel trebuie să fie cineva acolo. Deci e o perspectivă interesantă care se duce în câteva domenii, se testează, așa cum s-a testat și în vest, se testează și la noi de câteva companii, ceea ce este minunat, însă cred că vom mai avea o perioadă de analiză și de lucru până ajunge la a adopta săptămâna de 4 zile. Este adevărat, mai avem mult de lucru până acolo. Cred că secretul stă în a încerca, în a pilota, a învăța din mers și a adapta aceste modele de lucru din mers, atât timp cât ele se pretează domeniului în care funcționezi. Dintre angajații voștri, cât la sută au încercat deja acest model și poate ai și date câți au mers mai departe sau vor să meargă mai departe?
Noi oferim acest model ca opțiune, deci nu impunem și vedem în mod constant un procent de 23-25%, deci mai mult de 500 de angajați dintre cei 2500, care în mod constant au folosit această opțiune. Ce este interesant este că această opțiune poate fi accesată de oricine, de orice membru al echipei, cu acordul managerului și în dialog cu ceilalți membri ai echipei, întrucât activitatea trebuie planificată la nivel de echipă și trebuie să existe acolo un consens. Și dacă stau să mă gândesc acum la opiniile diferite ale angajatorilor și față de cele ale angajaților, cred că mai e un ingredient important și anume încrederea. Uh-huh. Încrederea că rezultatele, că munca se întâmplă, rezultatele sunt obținute, doi la mână, așteptări clare și rezultate clare comunicate, da, tuturor membrilor echipei. Și trei, instrumente de a măsura practic productivitatea. Da, cred că aici este cheia, comunicare, măsurarea productivității și poate există diferențe între modul de abordare între generații. Există diferențe, nu cred că există o măsură care să răspundă în mod egal nevoilor tuturor angajaților noștri. Și de aceea cred că este important să oferim opțiuni. Practic o opțiune și un beneficiu poate competitiv față de alții angajatori de pe piața super competitivă a noastră, piața muncii. Mulțumesc tare mult, Mihaela, pentru această discuție. A fost super interesant să aflăm ce înseamnă pentru o companie din România aplicarea acestui concept de săptămână de lucru cu 4 zile. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. La revedere!